Fece voluntari a mai făcut un pas spre salvarea de la retrogradare după ce a făcut 1-1 cu Hermannstadt. Contra sibienilor, Gazze putea să deschidă scorul după numai 8 minute. Bălan i-a testat apoi vigilența lui Căbuz, dar tabela a rămas nemodificată. Deschiderea scorului a venit la cealaltă poartă. Văd că a gafat, iar curatul Lendrić a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Voluntarii s-a întors în atac, iar Răuță l-a pus la grea încercare pe Căbuz. Insistența oaspeților a dat până la urmă rezultate. Ricardini a marcat și a restabilit egalitatea. Sibienii puteau pleca totuși cu toate cele 3 puncte de la Pitești. Cu 10 minute înainte de final, Jazvić a ratat incredibil din poziție ideală. Apoi, în prelungiri, Tsomu s-a făcut de râs în fața porții de 2 ori în aceeași fază, iar Hermannstadt voluntari s-a terminat 1-1.